Bun găsit la o nouă prezentare despre scopul încercărilor. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. În experiența creștinului, Domnul îngăduie încercări de tot felul, cu scopul de a chema pe oameni la un standard mai înalt de viață și pentru o slujire cât mai sfântă. Fără aceste încercări, noi ne-am depărtat tot mai mult de asemănarea cu Hristos, iar oamenii ar fi stăpâniți de un spirit științific, fantezist, ce ține de filosofia omenească, ceea ce i-ar conduce să se atașeze urmașilor lui Satan. În providența lui Dumnezeu, fiecare activitate bună și măreață ce se întreprinde este supusă unor încercări pentru a se pune la probă curăția și tăria principiilor, pentru ca omul să fie modelat și transformat după caracterul lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai înaltă educație.